băieții pregătiți de Mihai Popa s-au respectat și au reușit să câștige joi seara derbiul grupei cu ocupanta poziției secunde CS Municipal Galați. A fost 87-76 pentru ploieșteni. Cei mai prolifici marcatorii petrolului au fost Bârcic cu 25 de puncte, Vanderberg cu 20 și Misters cu 13 puncte. Petrolul încheie așadar grupa 11-18 pe primul loc și va întâlni în primul tur al play-out-ului formația de pe locul al 18-lea CSM Miercurea Ciuc. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide, iar primele două confruntări sunt programate săptămâna viitoare, marți și joi, de la ora 18 în sala sporturilor Olimpia. Următoarele meciuri vor fi la Miercurea Ciuc pe 18 și 20 aprilie, al doilea dacă este necesar, iar cel de-al cincelea în cazul în care se va ajunge acolo este programat la Ploiești pe data de 23 aprilie.